sì. Vineri seara, locuitorii din Rosnov au asistat la imagini rupte parcă dintr-un bombardament al celui de-al doilea război mondial. În jurul orei 20, hala unei fabrici de prelucrare a lemnului s-a aprins, iar flăcările care au atins înălțimea de 10 metri au mistuit toată construcția. Permanent a existat riscul extinderii incendiului atât la clădirile învecinate, cât și la stivele de cherestea depozitate în apropiere. Vineri 15 iunie 2016, la ora 29 minute, dispecerea pe insul ambulanță neamță a fost anunțat prin apel la 112 de faptul că a izbucnit un incendiu la o hală de prelucrare a lemnului din orașul Rosnov. La locul s-a deplasat copiii detașamentului Piatra Neamț cu patrulul de speciale de ambulanță sport, precum și serviciul voluntar pentru stații de urgență al localității cu auto specială de constatând că ardea în totalitate hala, în suprafață de apă, sunt atât de 2000 de pătrați, acoperișul acestuia fiind în mare parte prăbușit și că exista riscul extinderii flăcărilor la construcția lipită de această hală, unde funcționează centrala termică și atelierul mecanic, precum și la stivele de cherestea, aparte la aproximativ 7 metri. După lichidarea incendiului, protecția obiectivelor învecinate a fost a doua prioritate a echipelor de intervenție. Pompierii s-au luptat cu focul până a doua zi la ora 12. Pompierii au început acțiunile prin protecția construcției în care se funcționează centrala termică și protecția stivelor de cherestea. Apoi au continuat cu stingerea incendiului. Activitatea a durat până a doua zi, în jurul orei 12 și jumătate, pompierii fiind locuiți la ora 30 de cei care au intrat în tura de serviciu. Cauzele producerii incendiului urmează a fi stabilite după finalizarea cercetărilor. Din fericire, nu au existat victime, însă este cert faptul că pagubele materiale cauzate de flăcări le vor da de furcă administratorilor firmei de prelucrare a lemnului.